Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Punct. Și ca atare, vreau să o tratez. Ce au ascuns conducătorii țării ani de zile? Cum s-au înțeles să mintă poporul pentru miliarde de euro? Demnitar de top aflat în fruntea instituțiilor statului, acuzații de ultimă oră. Avem nevoie de adevăr la lumină, dar să știți că țara s-a dus de râpă. Au mâncat carnea, au sub măduva și a rămas decât osul. Insistența cu care s-a vorbit despre flota comercială a României a fost invers proporțională cu flota însăși. Cu cât am avut mai puține vapoare, cu atât mai mult s-a vorbit despre asta. Probabil, această insistență mediatică a făcut ca publicul să se sature, să mai asiste la tărăgânarea, fără nicio finalitate, a tuturor demersurilor întreprinse spre elucidare, oricare ar fi fost acestea. Pe lângă asta, complicatele manufacturi prin care s-a evaporat întreaga marină română au fost și mai încălcite de către justiție. Judecătorii, procurorii, experții și avocații nu au făcut decât să îngroașe ceața în care 300 de vapoare s-au pierdut, devenind năluci cu flotabilitate pozitivă doar pe oceanul nostalgiilor naționale. Dar, așa cum am văzut, justiția poate oricând să redeschidă voluminosul dosar. Caută guvernul soluții pentru redeschiderea dosarului flota? Există această informație în spațiul public și aș vrea să o lămurim de la bun început. Există posibilitatea legală și am cerut celor de la Ministerul Justiției și Avas să studieze decizia. În funcție de concluziile la care vor ajunge, sigur vom ataca sau nu respectiva decizie, dar deocamdată nu este decât o fază în care se studiază posibilitatea legală. Ce posibilitate există de a găsi vreodată un vinovat pentru volatilizarea unei flote naționale, cum a fost cea a României, nu se știe. Se poate bănui doar că posibilitatea este foarte redusă. Foarte politizat, acest dosar copleșește de la început, măcar prin volum și prin numărul mare de inculpați, peste 100. Dacă s-ar renunța puțin la politică și la dorința surdă de a oferi un proces de amploare și s-ar încerca abordarea punctuală, nu se știe dacă se va găsi vreun vinovat. Se poate spera, în schimb, că România va răspândi aura de mister care planează asupra dispariției unei anumite nave. Pe YouTube, dacă tastezi numele navei Prahova, primul filmuleț care apare îți arată că vaporul respectiv este asociat cu fenomenele neelucidate ale umanității. Cum s-a ajuns ca dispariția unui singur vapor dintr-o întreagă flotă dispărută să fie asociată cu fenomenele neelucidate, face misterul încă și mai mare.
Multe dintre vasele românești au dispărut de la cheiurile naționale în împrejurări dubioase. Dar cu greu se poate găsi un caz încărcat cu o doză mai mare de mister decât cel pe care vi-l prezentăm în continuare. Totul a plecat de la un paragraf cel puțin bizar dintr-un raport parlamentar în 1994 privitor la deficiențele constatate în activitatea Ministerului Transporturilor vizând vânzarea unor nave din flota maritimă. Citat: un caz aparte îl constituie înstrăinarea sau dispariția din flota română în condiții misterioase a navei Prahova, rebotezată Pacea, un petrolier cu un deplasament de 25.000 de tone deadweight, care a fost folosit pentru depozitarea de deșeuri, dioxină, creând în perioada anilor 1984 scandalul Sulina. Potrivit declarațiilor, această navă a fost scoasă din portul Sulina de către comandantul administrației fluviale a Dunării de Jos la dispoziția telefonică a domnului ministru Băsescu Traian pe data de 4 februarie 1991, fiind remorcată de un remorcher Ocean Asl și luând o direcție necunoscută. Încheiem citatul. În Sulina, volatilizarea vasului a avut un impact mare, deoarece nava respectivă, din cauza dimensiunilor apreciabile și a terenului plat, intrase, cum se spune, în peisaj. Trasă de 10 ani la un cheu izolat, devenise un reper local ca și farul, spre exemplu. Lumea se obișnuise cu ea și deodată dispare. Întorcându-mă de la Cap Media, unde am dus nava Calan, după 3 zile, am observat când am intrat în portul Sulina că nu mai este nava Prahova. Și atunci l-am întrebat pe egmegean Eduard. Măi, Edi, unde e nava Prahova din bazinul Transit? Este surveiorul care este cu taxele de canal. Și a spus, zice, e în bazin. Cum să fie în bazin, măi, Edi? Nu e nicio Prahova, nu mai este în bazin. Ai dispărută. Nu se poate. Băi, necanul s-a înnecat, că nu e pescaj decât 5-6 metri acolo. N-avea cum să nevi. Nu se poate. Zice, e în bazin. Zic, nu e în bazin. Deci surveorul care trebuie să perceapă taxele de canalul Sulina nu știa de dispariția navii Prahova. Și atunci am venit în port și a dat telefon la administrația fluvială Dunării de Jos, la Galați, la conducerea administrației și a anunțat că nava Prahova a dispărut. Misterios. A dispărut ca vorba lui Einstein. S-a mutat dintr-un loc în altul fără să vadă nimeni. Așadar, la fața locului, dispariția a fost comparată cu celebrul experiment științific Philadelphia și el rămas la limita dintre ficțiune și realitate. Vă reamintim că și acolo este vorba despre dispariția unui vas. Totuși, o să vedem, aici există alte resorturi decât cele științifice, dar care au avut același efect. A dispărut un vapor. Remorcherul Ocean Asl, cel pomenit în raport, a stat doar 4 ore lângă Prahova înainte de plecare. Cuplu a fost imortalizat, iar fotografia cu pricina este ultima dovadă a existenței navei Prahova și a remorcherului cu pricina. Remorcherul este chiar mai tare decât vasul care avea să dispară. El nici măcar nu a existat. Asta deoarece autoritățile turce ne-au comunicat că în registrele lor nu a figurat vreodată vreun vas cu acest nume. Toată lumea și a domnului a dispărut nava Prahova, a venit un remorcher turcesc cu nume fals și a furat nava. Se știa că e nume fals? Da, se știa. Se știa, toată lumea știa că e nume fals. Pentru că se observa banda lipită peste numele adevărat al remorcherului. Cei dornici de a elucida măcar în parte această bizară poveste despre nave care nu există, dar remorchează vase care există și dispar mai apoi, vor trebui să-și înceapă căutările în valurile create în jurul scandalului despre deșeurile toxice de la Sulina. Datorită vizitei secretarului general al Partidului Toașului Nicolae Ceaușescu, s-a hotărât extinderea portului liber. Dar portul liber din Sulina când a luat ființă? Portul liber din Sulina a luat ființă în anul 1978, prin decretul Consiliului de Stat 294 din august. Deci sunteți tot ochitoria epocii Ceaușescu. Da, suntem o întreprindere rentabilă, eficientă și, bineînțeles, cu perspective mari. Acțiunea de aducere a substanțelor chimice în port a început
în anul 1985-86. Și ce aduceau? Îmi aduceau butoaie cu reziduri de la substanțe chimice, deci reziduri, nu substanțe active, de la diverse fabrici care practic falimentau. Da, ați ghicit. Este vorba despre același om, intervievat la 15 ani distanță, ani din care el a petrecut 2 în închisoare, din cauza scandalului iscat în jurul tenebroaselor chimicale de la Sulina, în cadrul unui contract misterios încheiat cu firma chimică Liechtenstein la Sulina, ajung 4500 de tone de deșeuri extrem de toxice în butoaie, iar alte 500 de tone vrac. Acestea vor fi depozitate în Prahova, care în acel moment era mai mult un bidon decât un vapor. Pe el nu mai funcționa nimic. Operațiunea murdară a securității era una murdară la propriu. Când lucrurile s-au aflat în urma unui scandal internațional, Ceaușescu trebuia măcar de ochii lumii de la care avea nevoie de valută să facă ceva. Banii erau depozitați în Banca Română de Comerț Exterior, noi primeam contravaloarea în lei, dar valuta efectivă nu știm, pentru că nici nu avem un sistem de urmărire până la cheltuiala acestei valute. Chiar dacă mulți dintre cei din Sulina care au furat din substanța toxică aflată în nava Prahova erau convinși că este doar vopsea, iar zvonul despre toxicitate era doar o vorbă lansată pentru a descuraja furturile, varianta cu vopseaua a avut cel mai mare succes. A mai existat o variantă vehiculată, cum că ar fi fost vorba despre un combustibil special. Există un raport al unui ofițer al unității militare. În raport se menționează că, cităm, un soldat trimis să ia din vapor ceea ce se credea a fi combustibil special a vărsat din greșeală o găleată în Dunăre. Instantaneu, la suprafață au ieșit pești morți. Dar să revenim. Scandalul izbucnește și Ceaușescu trebuie să reacționeze. Pentru a se pierde urmele, dictatorul trece administrația portului liber Sulina din subordinea Ministerului Comerțului Exterior în cea a Ministerului Transporturilor. Reprezentantul ministerului semnează protocolul mai puțin nava problemă, ca să nu aibă necazuri. Din clipa asta, Prahova rămâne a nimănui. Asta până în momentul dispariției, care moment nu a fost chiar lipsit de martori. Și-a luat-o când a fost aici 100 de securiști. Păi ia, cum dracu? Nu spune aia care a fost securitate de la București, de la Turcia, ăștia de la Sulina, și am să vorbesc eu. Dar nu știți nimic, nimic? Știu că a rămas o bucată de lanț de la el. De lanț n-au nevoie. Au tăiat că n-a putut să-l spartă gelată. În acele vremuri, Benone Barbu se apropia de momentul în care își va fi încheiat cariera de șef al corpului de pilotaj de pe Dunăre. Întâmplarea a făcut ca, tot în perioada bizarei dispariții, el să fie însărcinat să ducă la remorcă pentru tăiat în Turcia un alt vapor. Când am intrat în portul Aliaga, lângă Izmir, la 30 de mile nord de Izmir, am văzut imediat coșul, scria motor tank și l-am cunoscut imediat că e Prahova. În schimb, pe pupa acestei navi nu mai scria Prahova, scria cu var Pacea. El când a plecat din Sulina, când a fost luat, era Prahova. Iar pe drum i s-a schimbat numele, îi spunea Pacea. Pentru că ca să ajungă acolo trebuia să-și dea un nume. Să dea. Și probabil că trebuie prin Bosfor când treci, îți dai numele navii, lungimii, lățimii, armator, pescaj, încărcătură, dai toate datele astea. Și probabil că ei n-avea cum să dea și i-a pus, l-a botezat Pacea, pentru că serviciile secrete de spionaj turcești știa despre această navă că este încărcată cu chimicale. Dacă în România, la începutul anului 1991, reflexele impuse atâta timp populației de către securitate erau încă puternice, în Turcia lumea vorbea mult mai liber. Ca pilot șef atâta timp, Benone Barbu trecuse de sute de ori în Sulina pe lângă Prahova. Nu putea să nu pună niște întrebări. Era atașat. Întrucât era o navă tank, adică petrolier, mult bronz, pentru că toate valvurile, toate legăturile sunt din bronz, pentru ca să nu facă scântei și să nu ruginească. Nava, în orice caz, cam în jur de $1,000,000. Dolari. Cine credeți că a fost beneficiarul acestei tranzacții, dacă a fost tranzacție? Ce tranzacție? N-a fost nicio tranzacție. A fost pur și simplu furată și vândută.
care rămâne un mister, dar nu e niciun mister, că cei care sunt interesați au astupat și n-au dezvăluit și n-au cercetat și nu s-a cercetat de către nimeni. Nu-i mister, e o șarlatanie pe față. Raportul menționat inițial are și câteva neconcordanțe. Una ar fi deplasamentul Prahovei. În raport este de 25.000 de tone de deadweight, iar nava a fost înmatriculată ca având 19.000. La fel, Traian Băsescu e menționat a fi ministru la data respectivă. În realitate, viitorul președinte devine ministru abia după două luni de la dispariția vasului. Întrebat în 1995 despre Prahova, Traian Băsescu nu spune că nu a existat, dar susține că era vorba despre altă navă. Și asta în condițiile în care știe clar despre care vas este vorba în raport. Vă precizez încă o dată că vorbim de două nave diferite. Iar minciunile lui Vonica, eu nu sunt obligat să mi le însușesc. Dacă dumneavoastră le citați, Vonica va fi un clasic, dar un clasic al înscenării politice. Asta e cu totul altceva. Ceea, dispoziția telefonică a ministrului Băsescu în 91 să plece de la Sulina. Deci eu am avut în subordine nava Prahova de 85.000 de tone construită în 87. Nava Prahova de care vorbim, care era proprietate a societății Petromin, este o navă de 85.000 de tone care n-ar fi putut intra niciodată la Sulina. Cea de la Sulina implicată în scandalul deșeurilor de pe vremea lui Ceaușescu este navă proprietatea Ministerului Comerțului. Deci Ministerul Transporturilor nu se putea amesteca în vânzarea acestei nave. În acel interviu, reporterul insistă pentru a clarifica vasul la care se face referire, Prahova, cea cu deșeurile de la Sulina. În acel moment, Traian Băsescu susține că totul este o dezinformare, iar la origine se află fostul șef al corpului de pilotaj, ca și când Benone ar fi făcut vasul să dispară. Un analfabet cu patru clase, el se numește Benone, celebrul Benone, da, care îi vine lui ideea că, domnule, toți ăștia cu patru trese pe mânecă, deci capitan de cursă lungă, pe care îi are în serviciu grupul de salvare maritimă și care și înțeleg de ce plutește un vapor maritim, toți ăștia sunt niște tâmpiți, iar eu, pilotul Benone, băiat cu patru clase, vă asigur că discutați despre un excroc, un farsior care pe vremea lui Ceaușescu i-a băgat și lui Ceaușescu în cap că navele de 55.000 de tone pot să urce până la Dunăre și lua și bușa navele mineralier care ușurau la Constanța, le bușa în bara Sulina până când a distrus zeci de motoare în bara Sulina. Dar el trecea drept un pilot erou, era pilot șef. Un analfabet cu patru clase care n-a știut decât să mintă toată viața lui. Acest Benone este un excroc. La momentul respectiv, vehemența pe atunci a fostului ministru și acum a actualului președinte împotriva lui Benone Barbu a fost deplasată, mai ales că era vorba despre un om cunoscut de către toți navigatorii ca bun profesionist, fost comandant al corpului de pilotaj de pe Dunăre timp de 20 de ani. Asta fără a mai vorbi despre faptul că era vorba despre dispariția unui vas, un vas al cărui mic secret era că după reorganizarea impusă de Ceaușescu, rămăsese al nimănui. Ideea răspândită prin presă în anii 90 a fost cea a unui serviciu public făcut în taină. România trebuia să scape de toxine, așa că să se zică mersi. În aceste condiții, ce mai contează că a dispărut un vapor vechi? Vapor care, așa cum s-a văzut, nici măcar nu a existat și nici remorcherul care l-ar fi luat în neant. Și cine să dea bani pe ceva care nu există? Nu a mai rămas decât o poză. Dar astăzi, cine mai crede în poze? Nava Prahova s-a născut în Suedia sub alt nume. Iată imagini în premieră ale lansării la apă a viitoarei enigme naționale a României, Udevala, Suedia, 1957. Începuturile navei Prahova au trimis spre noi un semn parcă. Când viitorul vas fantomă a atins atunci pentru prima oară apa, după ce sticla de șampanie s-a făcut țăndăr de etrava sa, el avea un nume care astăzi sună ca o predestinare. Captain Basse.
vreau să fiu fermierul. Mi-ar place să am o fermă. Știți ce mesaj îi trimit eu? Și lui doamna Udrea și la toți ăștia, evanghelistul ăla, toți ăștia. Toți mâncava zgura la pușcărie cu ei. Ăsta băse să ia toată toalea, toată averea și să-l aducă în casa mea. În casa mea să-i aducă, nu să facă programuri că nu-i place vila, nu știu cum. Așa, doamnă, te rog eu frumos, că asta la televizor e telenovele astea. Astea nu e adevărate nimic, le dă drumul și trăiește bine pașa. Și eu trăiesc cu 7 milioane, copilul meu n-are servici. Tăbară pe mine, dă-mi ia banii, că n-are mâncă să mănânce. Și ei să bălește în bani. Cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Punct. Și ca atare, vreau să o tratez. Prea puțin. Noi toți încrezători din nou. Pentru că nu e după ce-ți spun unii. E după cât îndrăznești tu. După câtă pasiune investești în ceea ce crezi. Și pentru că de azi știi ce ai de făcut, o să ne ai și pe noi alături. Ai un an nou nouț în față. Începe! Viste, viteție! Fals, mânie! Dulce, rămânie! Asta ce-o doresc!